aparatură pentru stingerea incendiilor, pentru acordarea primului ajutor, dar și pentru descarcerare. Acestea sunt doar câteva dintre echipamentele de specialitate cu care sunt dotate cele mai noi autospeciale deținute de Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență. Tehnica de ultimă generație a fost prezentată hunedorenilor la finalul săptămânii trecute, achiziția acesteia fiind făcută cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și prin fonduri europene. Este un pas, o gură de oxigen, fiindcă mașinile existente au un grad de uzură foarte ridicat, iar acestea ne asigură o calitate a intervențiilor mult mai bună, reducerea timpului de răspuns și implicit salvarea de persoane și bunurile aferente cetățenilor. Rezervorul de apă pentru stingerea incendiilor are o capacitate de 2000 de litri. Pe parcursul acestui an, pompierii urmând să mai achiziționeze alte 3 astfel de autospeciale, însă cu o capacitate de 5000 de litri. Publicul a putut admira în premieră și autospeciala CBRN, adică cea destinată accidentelor chimice, bacteriologice, radiologice sau nucleare. Întreaga aparatură a fost achiziționată prin Programul Operațional Regional, cofinanțarea în valoare de aproximativ 12 milioane de euro, fiind asigurată de Consiliul Județean Hunedoara. Dacă Dumnezeu vrea, și sper să nu se întâmple, de un incendiu, aici sper să nu vrea nimeni și să ne scutească de așa ceva, suntem în măsură să intervenim atât la incendii cât și la accidente pe șosele, și în absolut în tot ce înseamnă probleme ale ISU-ului în județul Hunedoara. La eveniment a fost prezent și ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, care a apreciat eforturile administrațiilor locale și județene în atragerea fondurilor europene, județul nostru ocupând un loc fruntaș pe țară la acest capitol. Dacă țin eu bine minte, este pe locul 4 din țară ca și grad de absorpție al fondurilor europene. Sper ca această acțiune să continue, pentru că acum există și experiență deja și să avem în acest județ un grad de absorție cât mai mare. Devenii care au trecut sâmbătă prin centrul Deve au admirat minute în șir aparatura de lucru a oamenilor focului. Și până acum ei au dovedit că sunt în stare și cu ce au avut până acum să facă față, dar acum va fi și mai va fi și mai bine. Foarte bune, da. Da, utile și foarte bune. Era necesar așa ceva la noi în județ. Credeți că acum vor ajunge mai repede la intervenții? Va fi o altă calitate a serviciilor? Da, da, cu siguranță. Da. E ceva foarte bun pentru locuitorii orașului și a județului. Am înțeles că deservesc întregul județ și să sperăm că nu să le folosească foarte des. Prezentarea tehnicii de intervenție a pompierilor a marcat și Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale, sărbătorită anual în data de 13 octombrie.